Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 стиха по 29 включительно. Și Cuvântul lui Dumnezeu aici spune astfel. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al vieții, până în ziua când voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Amin. Sper că fiecare, frate și soră, tânăr și copil care este în adunarea noastră, are cu el Biblia, Sfânta Scriptură. Sper că aveți și un caiet. Sper că aveți și un pix. Vreau să vă recomand să urmăriți bine și să vă notați textele pe care le voi menționa în predica mea. Pentru că voi vorbi lucruri foarte importante despre cina Domnului, la care puteți apoi să mai reveniți acasă, să le mai verificați încă o dată. Azi, posibil, veți auzi multe lucruri noi care nu le-ați mai auzit niciodată și v-ar putea să vă pară stranul ceea ce vă spun eu, pentru că veți zice unde le-a luat fratele Vasile. Dar vă rog să notați bine textele de Scripturi și apoi ajungând acasă să cercetați dacă este așa sau nu este așa ceea ce v-am spus eu. Nu știu dacă cineva de dumneavoastră v-ați pus vreodată întrebarea de ce Domnul Iisus a ales pâinea și de ce a ales vinul ca și semne ale legământului nou. Atunci, într-o seară ca azi seara, când Domnul Iisus Hristos a venit să prăznuiască Paștele împreună cu ucenicii Lui, El a venit să prăznuiască Paștele așa cum îl prăznuiau toți evreii. Toți evreii prăznuiau Paștele cu un miel. Tăiau un miel pe care trebuiau să-l mănânce, trebuiau să umple ușor, să umple ușor casei cu sângele mielului, sângele era prezent acolo. Numai decât ușorii trebuiau să-i umple la casă pereții și în felul acesta își aminteau de acel mare eveniment care a fost în Egipt, atunci când a 10-a urgii a fost în noaptea aceea ultima, când Dumnezeu a trimis îngerul său nimicitor și a omorât toți întâi născuți din Egipt. Și atunci Dumnezeu i-a scos pe cei din poporul evreu afară din Egipt, i-a scos la libertate. Dumnezeu le-a spus atunci să iau un miel, le-a spus să ia sângele mielului și le-a spus și un element care nimeni nu înțelegea. Le-a spus la mielul acesta nu cuiva cumva să-i frângă cineva vreun os. Aceasta a fost o profeție, pentru că mielul acela îl preînchipuia pe Domnul Iisus Hristos, care tot într-o zi de Paște, Dumnezeu a adus mielul său, mielul lui Dumnezeu, care a luat asupra lui păcatele omenirii și dacă romanii obișnuiau să rupă fluierele picioarelor la toți acei pe care îi răstigneau când îi dădeau jos de pe cruce, Domnul Iisus Hristos a fost unica excepție la care romanii nu i-au rupt niciun os și a fost o profeție pe care poporul Israel trebuia să o recunoască. Dar Domnul Iisus Hristos a venit cu ucenicii săi, a prăznuit Paștele după rânduiala care a fost lăsată de Dumnezeu. Au mâncat un miel, au prăznuit ce a fost acolo, că așa spune ei scrie în Biblie, au prăznuit Paștele. Paștele era miel, acela care mâncau acolo. Dar Domnul Iisus Hristos a venit cu două elemente noi. Vedeți, la noi, la creștini, miel nu a mai rămas. Unii pun de Paște, dar nu este ceva obligatoriu mielul. Cineva la Paște îl are mielul pe masă, cineva nu l-are, dar nu-l privim ca și ceva obligatoriu. Cât privește cina Domnului, este ceva care nu doar la Paște, cina Domnului este un lucru foarte important, este un sacrament al nostru, a creștinilor, dacă vreți, care noi știm și îl păstrăm cu scumpătate. Deci de ce a ales Domnul Iisus pâinea? De ce a ales Domnul Iisus vinul? Vă mergem înapoi la cartea Geneza, în capitolul 15. În cartea Geneza, capitolul 15, îl găsim pe Avram, părintele tuturor credincioșilor și părintele nostru. Și Avram este într-un moment dificil de viață, pentru că el a luat un nepot de-al său Lot, l-a ajutat pe Lot și Lot a crescut un om foarte bogat, s-a îmbogățit foarte mult. Și a ajuns până acolo cât bogățiile nu mai încăpeau să locuiască împreună
Și când a trebuit să se despartă, Lot n-a procedat bine. Lot și-a luat partea cea mai bună. Și chiar dacă Biblia nu ne spune cum se simțea Avram, dar dacă urmărim bine tot ce s-a întâmplat, vă asigur eu cum se simțea bine în momentul acela. Și când Lot i-a luat partea cea mai bună, Dumnezeu imediat i-a vorbit în capitolul 15 și i-a spus, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram a zis, Doamne, ce-mi vei da? Iată, eu mor fără copii și moștenitorul meu va fi robul meu cel mai bun Eliezer din Damasc. Și Dumnezeu i-a zis, nu, vei avea și copil și țara aceasta ți-o dau ție. Avram a crezut în Dumnezeu și Scriptura spune că Dumnezeu i-a crezut, i-a socotit credința aceasta drept neprihănire. Totuși, Avram a pus o întrebare. Avram a zis, Doamne, prin ce voi cunoaște eu că Tu vei aduce la îndeplinire toate aceste făgăduințe care mi le-ai făcut mie? Și atunci Dumnezeu i-a zis, adă și i-a enumărat câteva animale. I-a spus să aducă câteva animale și el le-a adus animalele acelea și Dumnezeu nu i-a zis mai departe nimic lui Avram ce să facă cu animalele. Dar Avram a înțeles foarte bine de ce Dumnezeu i-a zis să aducă animalele și Avram a făcut ceva foarte straniu pentru noi, care noi nu înțelegem. Pentru că aici spune că Avram a luat toate dobitoacele acelea, la versetul 10 zice, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața altei, iar păsările nu le-a despicat. Și Avram aștepta, a despicat animalele și aștepta. Zice, a venit un somn peste el, a venit o mare groază pentru peste el și noi nu putem înțelege de ce a venit groaza aceasta așa mare peste Avram. Pentru că Avram știa un lucru. În vremea ce era un obicei, cunoscut de tot poporul și tu și Avram știa bine. Legământ, cuvântul acesta legământ, este un cuvânt evreiesc care înseamnă berit. A cheia legământ, ceea ce noi spunem evreii ar zice a tăia un legământ, care ar berit, a tăia un legământ. Dumnezeu zidește relații cu oamenii numai în bază de legământ. Nu există excepții. Mai repet o dată, țineți minte bine ce vă zic. Dumnezeu zidește relații cu oamenii numai în bază de legământ. Nu există excepții. Dacă cineva vrea să zidească o relație cu Dumnezeu, cumva așa, într-un nu știu cum, cumva într-un fel altfel decât vrea Dumnezeu, atunci nu este posibil. Cu Dumnezeu e posibil să ai o relație și să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, să ajungi în pace cu Dumnezeu, poate fi numai în bază de legământ. Și iată când i-a zis Dumnezeu să aducă animalele, Avram a înțeles bine că Dumnezeu va face un legământ cu el. Și Avram a pregătit, potrivit cu obiceiul, Avram a pregătit animalele, le-a tăiat și a pus o jumătate într-o parte și o jumătate în alta, fiind gata ca să fie încheiat legământul. Și a așteptat. La sfințitul soarelui, zice că s-a întâmplat ceva care l-a cutremurat pe Avram. Pentru că la sfințitul soarelui, un foc a trecut printre animalele acestea. Un foc a trecut pe acolo și asta a însemnat că Dumnezeu s-a obligat, Dumnezeu a creat legământul cu Avram și s-a obligat că va aduce la îndeplinire ceea ce a promis el. Făgăduințele acestea, el le va îndeplini numai decât Dumnezeu s-a legat cu legământ. Că va face așa cum i-a promis lui Avram. La drept vorbind, Dumnezeu niciodată nu și-a călcat cuvântul. Dumnezeu ce spune, face totdeauna. N-a fost înregistrat în istorie niciodată când Dumnezeu ar fi spus un lucru și nu l-ar fi îndeplinit. Și dacă Scriptură sunt profeții care nu s-au împlinit, să știți că ne vine prea, toate se vor împlini în profețiile acestea. Ca să vă convingeți cu privire la evenimentul acesta, mergem pentru mai mulți ani, trecem sute, sute, sute de ani și venim în poporul Israel, în vremea împăratului Ezechia, când Zedechia, nu Ezechia, Zedechia, când, de fapt, trăia și Ieremia, prorocul Ieremia și prorocul Ieremia prorocea. Vă rog să deschideți împreună cu mine la capitolul 34 din cartea prorocului Ieremia. Ieremia, prorocul 34, cartea și capitolul 34. Acum, ca să vă explic puțin contextul ce s-a întâmplat acolo. Dumnezeu a dat o lege poporului Israel și iată legea aceasta spune așa, când un om ajunge în mari datorii, dacă nu are cu ce plăti, trebuie să se vândă pe sine și familia sa. Și el va fi rob la fratele lui, tot la evreu, și va lucra până când vor trece un anumit număr de ani și va veni anul de odihnă sau anul de veselie. La fie, după fiecare 6 ani, urma un an al 7-lea, când trebuia să fie anul de veselie, anul de odihnă.
În anul acesta nu se lucra pământul, dar în anul acesta erau eliberați toți robii. Nu conta că a fost robit cu 6 ani înainte sau că a fost robit cu 1 înainte. Nu conta când. Când a venit anul de veselie, toți robii din poporul Israel trebuiau să fie eliberați. Și cei care i-au avut înrobii trebuia să le dea mijloacele necesare ca ei să-și poată lua înapoi pământul și să-și poată relua viața normală. Gata, s-au iertat datorii. Așa o lege a făcut Dumnezeu. Cei din poporul Israel însă nu le-au prea convenit legea aceasta. Și ei au început să-i țin pe datornici înrobii pe veci. Nu-i mai eliberau niciodată pentru tot restul vieții. Totuși, în timpul paratului Zedechia, Zedechia a îndemnat poporul să nu mai procedeze așa. Și poporul s-a legat cu o făgăduință, cu un legământ, că mai mult nu vor face așa. Și poporul, când a făcut legământul acesta, tot exact așa au făcut, au tăiat animale și poporul a trecut printre animalele acestea, legându-se cu o făgăduință, cu legământ, că ei vor întoarce, le vor da libertate lor. Cu părere de rău, după ce i-au dat libertate robilor, s-au răzgândit, s-au gândit, da, ne-am grăbit, ți-i aducem înapoi. Și Dumnezeu acum le vorbește așa, ascultați ce le vorbește Dumnezeu. De la versetul 18 citesc. Și pe oamenii care au păcat legământul meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea mea, tăindu-l vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui. Ați văzut cum s-a încheiat înțelegerea, cum s-a făcut înțelegerea. Și anume, pe căpeteniile lui Iuda și pe căpeteniile Ierusalimului, pe familii dregători, pe preoți și pe tot poporul țării care a trecut printre bucățile vițelului, iată, voi da în mâinile vrăjmașilor lor, în mâinile celor ce vor să le ia viața, și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Deci Dumnezeu spune că ei au trecut printre animalele acestea și ei și-au păcat legământul. Și ei vor muri, ei vor purta consecințele la ceea ce au făcut. Deci până aici, sper că ați observat ce s-a întâmplat. La cheierea unui legământ, era obiceiul acesta de a tăia o jertfă. Jertfa era tăiată și printre bucatele acestei jertfe, printre jumătățile acestei jertfe, treceau cei care tăiau legământ, obligându-se că dacă ei nu păzesc condițiile legământului, să li se întâmple ceea ce s-a întâmplat animalului acestuia. Să moară. Asta însemna. Acum, când a venit vremea să încheie noul legământ, în seara aceasta, într-o seară ca aceasta, Domnul Iisus a prăznuit Paștele cu ucenicii săi și acum urma o noapte extrem de grea, o noapte de o mare luptă duhovnicească, o mare luptă între fire și Duh, care avea să se dea și în Domnul Iisus și în ucenicii lui. Dar urma să fie arestat, prins Domnul Iisus, ca ziua din mâine urma să fie bătut, bătșucurit și apoi răstignit ca ziua din mâine. Iată aceste următoare să fie înainte. Acum Domnul Iisus Hristos a instituit nou legământ pentru că tocmai trupul lui era jertfa aceasta a noului legământ și trupul lui avea să fie frânt. Și cineva din voi va zice ce vorbește frate Vasile. Trupul Domnului Iisus Hristos n-a fost frânt în jumătăți niciodată. Nu s-a întâmplat așa niciodată. Domnul Iisus Hristos a luat pâinea și a zis, pâinea aceasta este legământul cel nou, este trupul meu, pâinea aceasta este trupul meu care se frânge pentru voi. După ce a fost răstignit Domnul Iisus la cruce, apropo, și cu privire la sânge, la încheierea fiecărui legământ, numai decât era folosit și sânge. Și atunci când a fost încheiat legământul legii, când Moise s-a coborât cu tablele legii pe munte, vă amintiți că a luat sângele jertfei și jumătate din sângele acesta, jumătate din sânge a stropit poporul și cu jumătate din sânge a stropit tablele legii, a stropit cartea legământului în felul acesta. Acum ne întoarcem înapoi la Domnul Iisus. Deci Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit seara atunci, toată noaptea a fost batjocorit, dimineața a fost batjocorit, a fost dus prima dată evrei în curtea lui Caiafa și au vândut joc de el, la proroci, toți ei. După aceea l-au dus la Pilat și în timpul zilei și-au vândut joc la Pilat ostașii romani. Mă îngrozesc când citesc acolo, mă îngrozesc de ostașii ăștia care de altfel erau polițiști acolo. Ei asta au făcut, mă îngrozesc cum a putut să se poată în felul acesta. Dar după ce l-au răstignit, ostașii aceștia după ce l-au răstignit, la Evanghelia după Matei, vă rog să deschideți împreună cu mine la Matei 26, versetul 51, ne comunică un detaliu foarte important despre care posibil n-ați atras atenția până acum. Și detaliul acesta spune că în momentul când Domnul Iisus și-a dat Duhul, perdeaua dinăuntru templului, care era o perdea foarte groasă, mulți tauri nu puteau rupi. Dacă ar fi tras-o mulți tauri, nu puteau să
sort cu perdeaua aceasta. Perdeaua despărțea Sfânta Sfinților de locul Sfânt. Și iată în momentul când Domnul Iisus și-a dat Duhul pe cruce, când Domnul Iisus a murit, exact în momentul când Domnul Iisus a murit, perdeaua din locul templului s-a rupt de sus până jos. Ce a însemnat oare aceasta? Ce a vrut să însemne aceasta? Perdeaua aceasta era o barieră care nu dădea voi păcătoșilor să intre acolo. După perdeaua aceasta s-a aflat chivul legământului și tablele legii. După perdeaua aceasta au putut înainte să treacă doar marele preot. Doar o singură dată în an. Doar cu sângele jertfei. Doar cu jertfă. Dar pentru altfel, când intra marele preot, nu este scris în Biblia aceasta. Dar tradiția evreiască spune, era legat cu funii de picior, pentru că era mare frică că acolo va fi lovit și va muri și apoi nu poate spate de acolo pe omul acesta. Deci omul intra cu foarte mare frică, cu mare întrebări intra acolo. Dacă ceva în timpul anului a făcut bine, el avea să fie trăsnit acolo și murea acolo. Nimeni nu putea intra, pentru că acolo era Sfânta Sfintelor, era prezența lui Dumnezeu. Și deodată, când Domnul Iisus Hristos a murit, s-a rupt perdeaua de sus până jos. Acum vă rog să deschideți împreună cu mine la Evrei, capitolul 10. Ce înseamnă? Ce o fi însemnat lucrul acesta când s-a rupt perdeaua? La Evrei, capitolul 10, versetele 19 și 20, ne dau explicația ce s-a întâmplat atunci când perdeaua din locul templului s-a rupt. Iată aici spune așa, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrarea slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său. Perdeaua aceasta dinăuntru templului n-a însemnat nimic altceva decât trupul Domnului Iisus Hristos, care s-a frânt și ne-a dat nou acces liber să intrăm la Dumnezeu. Iată aceasta noi cu dumneavoastră acum vom sărbători. Pâinea aceasta simbolizează trupul Domnului Iisus Hristos, care și-a adus trupul Său ca și jertfă a noului legământ. Pâinea aceasta simbolizează sângele, vinul acesta, el simbolizează sângele Domnului Iisus Hristos, sângele noului legământ care a fost adus pentru noi. Noi cu dumneavoastră am intrat în noul legământ. La cina Domnului nu pot lua parte cei care nu au intrat în noul legământ cu Domnul Iisus Hristos. Întrând în legământ cu Domnul Iisus Hristos, noi cu dumneavoastră am primit prin credință. Credința este condiția ca să intrăm în acest legământ. Când intrăm în acest legământ, intrând în acest legământ cu Domnul Iisus Hristos prin credință, noi am căpătat iertarea păcatelor noastre, ale tuturor. Împreună cu acestea, trupul nostru, care a fost vândut rob păcatului, noi toți am fost rob vânduți păcatului și nu puteam face nimic. Așa ne mai păream la unii că suntem mai sfinți decât alții. Dar toți deopotrivă suntem vânduți rob păcatului. Unii vânduți rob păcatului deții, alții vânduți rob păcatului adutelui, alții vânduți rob păcatului hoții, alții vânduți rob păcatului invidiei, alții vânduți rob păcatului mândrii, alții vânduți la multe și toate deodată și multe de cazuri care ne-au dus. Atunci când am intrat în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos, păcatele noastre au fost iertate și noi am primit acces slobod la Dumnezeu. Noi avem intrare slobod de la Dumnezeu prin jertfa aceasta care a adus-o Domnul Iisus Hristos. Nu mai este nevoie acum de preoți, nu mai avem nevoie de nimic. Acum noi avem acces slobod în prezența lui Dumnezeu. În Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel spune, eu mă rog ca voi să înțelegeți care este bogăția stării voastre, ce stare bogată aveți voi în cer, voi nu vă dați seama ce aveți. Asta e ca și cum fiecare temă, dar nu poate fi comparat cu asta. Dacă ai avea un cont cu milioane, miliarde de bani ar fi undeva și ți-ar spune, tu ai așa un cont. Și spune, parcă nu crezi, așa. Iată, dar nu pot fi, că asta nu se compară cu bani. Eu nu se vede cea mai proastă comparație care a făcut-o cu bani. Nu se poate compara cu bani ce avem noi. Noi avem o stare. Noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, pentru că am intrat în legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos. Trupul acesta, care altădată a fost vândut rob păcatului, trupul acesta a fost dezbrăcat de puterea păcatului. Înainte păcatul avea putere de plină și control de plină asupra trupului acestuia.
Acum păcatul nu mai are control de plin. Acum, prin intrarea în nou legământ, Dumnezeu mi-a dat Duhul Sfânt care locuiește în mine. Și dacă sunt un copil al lui Dumnezeu, ascultător de Duhul Sfânt și trăiesc în ascultare de Duhul Sfânt, pot trăi o viață biruitoare asupra păcatului. Dumnezeu, în Noul Testament, în Biblie, a pus toate condițiile acestui nou legământ. Noul legământ în limba română, noi zicem Noul Testament, așa e, așa nu e în cartea aceasta. Dar în limba noastră, dumneavoastră, o numiți Noul Zavet. Zavet înseamnă legământ. Cartea Noului Testament înseamnă Noul Legământ, Cartea Noului Legământ. Aici sunt scrise condițiile pentru noi, cum să trăim în acest nou legământ. Aici sunt scrise toate făgăduințele care le avem noi. Aici este scrisă viața noastră, cum trebuie să arate. De aceea, dragii mei, la încheierea fiecărui legământ în vechime, ori că a fost aceasta între oameni, ori că a fost între Dumnezeu, numai între oameni și Dumnezeu, numai decât s-a lăsat un semn al legământului. Și Domnul Iisus Hristos, înainte ca să-și aducă trupul Său ca jertfă pentru încheierea acestui legământ, Domnul Iisus ne-a lăsat semnul acesta, frângerea pâinii. Ne-a lăsat pâinea și vinul. Ca să ne amintim de trupul Lui care a fost frânt pentru noi, ca să ne amintim de sângele Lui care a fost vărsat pentru noi. Doar pentru cei care au intrat în nou legământ. Cei care nu au intrat în legământ, pâinea aceasta și vinul acesta, vestește ceea ce vă este oferit vouă. Pâinea aceasta și vinul acesta vestește jertfa care vă desparte acum pe voi. Ori acceptați jertfa aceasta ca să moșteniți viața veșnică, ori voi respingeți jertfa aceasta ca să mergeți la pierzare veșnică pentru că ați respins dragostea adevărului. Gândiți-vă foarte bine ce faceți voi. Nu acceptați o trăire formală. Mă gândesc și mă îngrozesc când văd câți oameni, câți copii vin și iau parte la cina Domnului. Eu în copilărie am fost dus în biserica confesiunii majoritare, am fost dus în copilărie și îmi spunea de acasă că eu mă duc să mănânc miere. Hai, tot ce așteptam, așteptam să mi se dea miere. Era într-o totală necunoștință despre ceea ce implică acest legământ, dar eu, de fapt, nici nu eram în legământ. Părinții mei erau într-o totală necunoștință despre acest legământ, ei nu știau. Cei n-au trăit, nu știau condițiile acestui legământ. Noi avem mare privilegiu să avem Sfintele Scripturi, să cunoaștem condițiile acestui legământ și să trăim potrivit cu condițiile acestui legământ. Acum, dragii mei, a venit vremea să ne cercetăm. În seara aceasta trebuie să ne cercetăm. Să ne cercetăm bine cu privire la felul nostru de a trăi în acest legământ. Înțelegi tu ce a făcut Dumnezeu ca să poți avea acces la El și la viața veșnică? Înțelegi, realizezi ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru aceasta. Realizezi prețul pe care l-a plătit Domnul Iisus Hristos, a plătit cu viața Sa, cu trupul Său, cu sângele Său, pentru ca noi să putem moșteni viața veșnică. Te bucuri tu adevărat de privilegiul pe care l-ai ca să faci parte din noul legământ. Trăiește potrivit cu condițiile noului legământ. Toți evangheliștii au spus momentul acesta cu privire la frângerea pâinii. Doar un singur evanghelist, Ioan, a mai menționat un moment care s-a întâmplat la cina Domnului. La cina Domnului n-a stat ca în tablou cel unde sunt arătați că stau la masă, la clasă. Nu, n-au stat la masă. Ucenicii n-au stat la masă, au stat jos, la podele, cum stau în Orient. Și iată acum la podele nu te poți așeza dacă nu se spală picioarele. Trebuie toată lumea să spele picioarele pentru mâncarea este foarte aproape de picioare. Și dacă nu era nimic să le slujească, era de așteptat să slujească cineva din ei. Dintre ei trebuia să slujească. Omul le-a oferit camera, dar nu le-a oferit nicio slugă ca să le slujească pe timpul mesei. Ei și-au făcut masa, ucenicii, Domnul Iisus, cei 12. A fost o întâlnire doar între ei. Și atunci cineva trebuia să spele picioare. Dar nu s-a grăbit nimeni. Fiecare a avut un om greu. Apostolul Petru, posibil suferinit. A, eu. Toată lumea știe și își dă seama că eu am un rol, eu sunt alături de Domnul Iisus, am aici autoritate, toți ucenicii înțeleg că eu sunt cel care am autoritate mai mare. Posibil eu am o fete de și eu, dar toată lumea știe că nimeni nu-și permite să le pească așa la pieptul Domnului Iisus Hristos când stăm noi de vorbă. Nimeni nu are o relație atât de apropiată. Păi și ce dacă sunt cel mai tânăr? Chiar eu trebuie să mă duc și spun ce are altora? S-o fi gândit fiecare la câte o întâlnit. Dar nimeni nu s-a îngrăbit și atunci Domnul Iisus, înainte de a face cina Domnului, a luat și ștergarul, a luat ligheanul și s-a pornit și a venit primul tocmai la Petru. Deci ceea ce s-a întâmplat la Petru, s-a așteptat să facă lucrul acesta și Petru nu l-a făcut.
De la Petru s-a așteptat, dar el nu l-a făcut. Și a venit la Petru. Și Petru, ca un om, așa, destul de... înțeleg nici nu știu ce cuvânt se găsesc privire la el, să-l descriu. Dar Petru, Doamne, în fiar să nu faci asta, în fiar, nu-ți permit, nu. Ar fi vrut Petru acum cu 10 de gheare să plimbe, le gheau la fiecare, măcar nu știu ce, dar ar fi fost gata să-i spele nu numai picioarele și hainele la toți, numai să nu-i spele Domnul Iisus picioarele. Și Domnul Iisus a zis, dacă nu te spăl eu, nu poți avea parte cu mine. Nu s-a referit Domnul Iisus doar la picioare, s-a referit la o stare anumită. Când a zis așa, atunci Petru a zis, Doamne, și capul, și mâinile, tot spală, că eu vreau să am parte cu tine. Și Domnul Iisus, nu, cel care a fost spălat, nu are nevoie că ți-e fi spălat în picioare. Și ea, într-un sens alegoric, metaforic, Domnul Iisus vrea să arate, umplând în lumea aceasta, noi preluăm anumite atitudini, preluăm anumite feluri de a gândi și noi gândim ca oamenii nemântuiți, ca oamenii care nu sunt în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Iată, când venim la cina Domnului, trebuie să ne fie spălate numai picioarele, trebuie să fie spălate inimile de astfel de atitudini. Trebuie să încercetăm cu privire la astfel de atitudini și apoi să ne verificăm bine cu privire la noul legământ în care am intrat noi. Vreau să vă spun, dragii mei, că dacă vreți să studiați lucrurile acestea, este un curs grozav, puteți găsi acolo, așa se numește legământul și cursul este tocmai pentru a-l ajuta pe fiecare creștin să înțeleagă implicațiile atunci ale legământului. Este și în limba rusă și în limba română. Acum însă, vreau să ne gândim foarte bine la fel cum noi trăim potrivit cu acest legământ.